cu noi doamna Renată Weber. Sărbună, doamnă! Bună seara! De ce v-au revocat? Ați înțeles? Eu am înțeles ce era de înțeles. Că a existat o dorință de a avea în fruntea acestei instituții pe cineva care să nu deranjeze în lucrurile pe care doresc să le facă și care nu sunt, din punctul meu de vedere, în ordine și nu sunt constituționale. Altceva nu aș fi putut să înțeleg, pentru că absolut nimic din ceea ce au încercat să reproșeze nu avea nicio justificare legală și cu atât mai puțin constituțională. De altfel, e interesant că efectiv nu este invocat nici măcar un singur articol din Constituție pe care l-aș fi încălcat, pentru că evident așa ceva nici măcar nu s-a întâmplat. Deci, dar cine a vrut practic? Orban a făcut mare, a făcut valuri să fiți dat afară. El a fost cel care a insistat cel mai mult cu treaba asta? De acolo e toată nebunia asta? Cam așa, nu? Pare, da. Pentru că el, în calitate de prim-ministru, a făcut o serie întreagă de lucruri ilegale și neconstituționale în pandemie, pe care dumneavoastră le-ați atacat și, practic, s-a văzut o țară întreagă cât de capabil era el și guvernul lui, nu? Cred că lucrurile sunt ceva mai complexe decât doar atât. Eu spun în continuare că, de fapt, eu am intrat în coliziune în calitatea de avocat al poporului cu guvernul de la acea dată, atunci când am atacat la Curtea Constituțională o ordonanță de urgență din alea 25 adoptate într-o seară, prin care spitalelor publice, spitalelor private, li se permitea să aibă acces la fonduri publice, dar un acces care nu era controlat decât de ministrul prin simpla lui semnătură pusă pe solicitarea spitalului. Ori asta, pe termen mediu și lung, ducea evident la o scădere a capacității spitalelor publice de a se ocupa de servicii de calitate și înțeleg că acum, atunci am atacat la Curtea Constituțională, cu unanimitate Curtea Constituțională ne-a dat dreptate, dar înțeleg că exact acum se discută o nouă ordonanță de urgență pe aceeași linie. Deci eu sunt convinsă că de fapt de acolo a plecat această dorință nestăvilită de a scăpa de un avocat al poporului care a înțeles să-și ia în serios. Vă felicit pentru ceea ce ați făcut. Menirea, competențele, mă rog. Vă felicit pentru ce ați făcut în acest mandat și și sper să ne vedem în studioul nostru pentru a vorbi mai pe larg. Mulțumesc mult. Admirația noastră, doamna avocat. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamna. Mulțumesc. Avocat.